tuturor celor din zona de balanță sau care aveți ascendentul sau luna în de balanță și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 1-15 septembrie 2023 și vom începe cu elementul de timp care o să aibă un rol foarte important în viața voastră în perioada următoare și avem numărul 6, ziua de vineri și vă spune foarte clar faptul că veți finaliza ceva. Doar lăsați să plece ce este de plecat din viața voastră sau să vă lăsați uh, ghidați, conduși de uh, ce va veni către voi pentru că veți finaliza cu succes o etapă. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere, să lăsați un like, un coment, sau să vă abonați acestui canal, să știți că vă mulțumesc din suflet și apreciez enorm de mult aceste lucruri. Avem și un mesaj suplimentar, în trei de monede, muncă în echipă, progresați, avansați, poate lucrați la un proiect personal, poate lucrați într-o echipă, cineva este foarte atent la modul în care voi lucrați sau vă ascultă cu foarte multă atenție vedeți că poate fi și o perioadă în care să fiți lingușiți de anumite persoane pentru că acele persoane au un interes și vor să obțină ceva de la voi dar parcă veți fi destul de atenți puteți avea de face și cu semne de pământ, taur, fecioară capricorn poate fi și o perioadă bună în care să câștigați mai bine din punct de vedere financiar Energia principală pentru prima săptămână vine cu regiunea de băte. Un semn de foc, berbec, leu, săgetător. Poate fi o persoană cu care veți comunica, o persoană foarte deschisă, foarte activă, să spunem așa, foarte prietenoasă, care să vă îndrume pașii către succes. Puteți apela la o persoană care are o abilitate, iar acea persoană o să vă dea niște vești foarte bune sau o să vă clarifice foarte multe um, lucruri care nu le-ați înțeles până acum. Pe de altă parte aflați secrete, uh, descoperiți situații care vă ajută să avansați în tot ceea ce vă doriți. Puteți să a face și cu Zodia Fecioară, dar o energie feminină are locul ei special în prima săptămână din luna septembrie dar și un bărbat, o energie masculină care duce o situație constantă. Pot fi relații de cuplu foarte sănătoase, foarte bine închegate, pot fi proiecte împreună cu anumite persoane sau lucruri pe care le veți întâmpina și întotdeauna apare acel personaj, acea persoană potrivită ca să vă ajute în situația respectivă pe care o întâmpinați. În a doua săptămână avem un doi de bute. Sunteți un pic pierduți, aici știm să cred că vorbim și despre o dezamăgire provocată de o așteptare. Încă de ceva vreme, din trecut, poate v-a promis cineva ceva, poate ați făcut anumite compromisuri într-o poveste de dragoste, așteptând acel moment că totul va fi bine. Tot vă uitați cu multă mâhnire în spate, oarecum sunteți dezamăgiți că ați așteptat în zadar și încă sunteți prinși de situația respectivă pentru că nu o înțelegeți sau nu vreți să o acceptați. Dar să știți că trebuie să luați o hotărâre și să mergeți mai departe pentru că nu vă ajută să rămâneți prinși acolo, ca o umbră. Da? să faceți niște alegeri. Poate fi și o săptămână în care faceți cumpărături, în care aveți de făcut foarte multe drumuri sau de rezolvat foarte multe chestiuni. Iar stând așa și așteptând un miracol din trecut, nu va veni. Și vedeți că se adună multe lucruri de făcut sau nu știu de um, analizat, de rezolvat în săptămâna aceasta dacă nu... Dacă încă rămâneți prinși într-o situație din trecut și primiți o veste bună care aduce succes, aduce realizare în viața voastră, vine cineva cu mult noroc în viața voastră, poate fi și o perioadă în care vă îndrăgostiți sau veți trăi foarte intens o poveste de dragoste. Iar dacă toți suntem în acest capitol, din punct de vedere amoros, sunteți foarte selectivi, foarte atenți, analizați fiecare cuvințel, fiecare gest. Din partea persoanei iubite, văd că nu veți mai trece cu vedere absolut nimic. Sunteți foarte hotărâți să faceți curățenie în viața voastră sau să nu vă mai mulțumiți cu jumătate de măsură. Foarte multă logică. Sunteți fixați pe a clarifica o poveste de dragoste. Unii dintre voi sunteți în cunoaștere cu cineva, apare o persoană nouă care vă încântă, dar nu vreți să vă implicați emoțional până când nu știți ce are de gând această persoană. Pe de altă parte puteți avea discuții intense cu persoana iubită, acolo unde au existat probleme, unde au existat uh, suișuri și coborâșuri, să puneți uh, la cale un plan sau uh, să găsiți cea mai bună soluție pentru a fi un cuplu minunat. Aici fiecare trebuie să lase ceva de la el ca relația aceasta să meargă foarte bine. Puteți avea de face cu semne de aer, gemen în balanță vârsător, dar și cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Poate unii dintre voi ați trecut printr-un divorț, printr-un proces custodie sau încă sunteți în acel proces sau vă bate gândul să depuneți niște acte. Poate alții vă căsătoriți, dar mai niște documente care se lasă așteptate. Dar în cele din urmă veți avea un mare noroc pe relații și pe dragoste în intervalul acesta. Din punct de vedere profesional, ori aveți o activitate independentă, o afacere de familie, ori sunteți foarte mulțumiți cu ceea ce realizați din punctul acesta de vedere. Se vede clar o creștere, o veste bună, o veste bună pardon, dar poate fi vorba și de o promovare, o avansare, laudă, apreciere, parcă sunteți aplaudați de oameni din jur sau. Uh, ieșiți în evidență prin munca voastră, prin efortul pe care îl depuneți și automat aceste lucruri o să vă aducă și câștig. Iar dacă aveți o activitate independentă, va fi o perioadă excelentă pentru că veți negocia, veți călători, uh, veți avea parte de mult belșug, de multă reușită. Alții dintre voi, da, vă veți negocia locul de muncă, contractul, renuiți contractul sau ajungeți pe acea funcție, pe acea poziție pe care vă doriți și primiți și ceva bani în plus la salariu. Financiar, avem un nou început, un start da, pentru o nouă sursă de venit, un nou venit care vine constant către voi. Voi este teamă că nu o să se întâmple, poate va garanta ceva, cineva v promis. Stați un pic, văd că faceți foarte multe sacrificii pentru a aduna, pentru a strânge o sumă de bani. De la un drum vine o veste sau... Este o veste foarte bună care vă elimină această teamă din suflet, aceste răni provocate de datorii, de neajunsuri, de nemulțumiri, de certuri legate de bani Pentru că există cineva care o să vină și o să vă spună, eu îți ofer toți banii de care ai nevoie Poate sunteți temători vis-a-vis -vis de această ofertă, nu credeți că este real ce se întâmplă și că această persoană într-adevăr vrea să vă ajute Dar să știți că este mai sigură ca niciodată că vrea să vă ajute și discuțiile le văd foarte plăcute între voi și această persoană. Dar mi apare și un sentiment de gelozie. De ce? Uh, nu, cred că este vorba de o teamă. Teamă sau cineva ude de succesul vostru Financiar și este gelos, este geloasă pe voi că cum să aveți atât de mare noroc și el sau ea se chinuie de atât de mult timp și nu reușește ne da, apare supărarea cuiva că voi o să vă meargă bine financiar poate fi un semn de foc, verbecleu, săgetător care vă ajută sau un semn de pământ, aurfecioară, capricorn pe sănătate o să vă simțiți din ce în ce mai în formă Uh, văd o ieșire la mare, la soare, uh, e o apă aici sau o călătorie cu avionul Poate sunteți sensibil la drum, la deplasare, rău de mașină Sau să nu faceți insolație Totuși văd o perioadă bună în care vă încărcați bateriile Da, da, ieșiți undeva pentru că văd foarte multă distracție Care, să, care o să vă ajute să vă îmbunătățiți sănătatea mai puteți întâmpla și anumite probleme cu rinichii sau cu reținerea de apă sau nevoie de a vă hidrata mult mai mult. Mi-apar și o vizită, aflați despre o problemă cuiva, sunteți anunțați sau de o ceartă care vă afectează poate pe unii dintre voi. Nu -mi pare a fi nimic care să vă distragă atenția, chiar dacă avem aici moartea, da? Aici aduce renaștere, transformare. Treceți de la. Rău la bine, la stare de rău, la stare de bine. Poate ați fost uh, într-o pasă foarte negativă sau v-ați simțit foarte rău și acum începeți să vă simțiți din ce în ce mai în formă. Provocarea vine de la un drum lung și trebuie să vă stăpuniți nervii sau să așteptați cumva această reușită. Vi se cere să aveți răbdare oarecum, să fiți încrezători. De nu avem zodia leu. Poate trebuie să mergeți cu cineva la drumul acesta sau poate cineva în zodia leu vine de la drum. Poate să fie și berbec sau săgetător. Sau este vorba de realizarea cuiva din viața voastră. Are o realizare foarte, foarte mare. O femeie din viața voastră și provocarea este că nu știu, aveți care rezervă că de ce nu ați fost voi în locul acestei persoane? Să nu fie vorba de. Nu știu, lucrați împreună cu cineva la un proiect, la într un loc de muncă, faceți același lucru și persoana respectivă are noroc și voi nu. Poate fi vorba și de uh, o pauză în comunicarea cu cei din străinătate sau așteptați pe cineva în vizită și nu mai vine, nu ajunge la timp. Încheierea unui capitol care îmi pare fi greoi pentru voi, o vizită care se lasă așteptată. Iar surpriza vine cu o sumă de bani, cu o decizie, faptul că veți scăpa de anxietate, furie, nopți nedormite, parcă totul se echilibrează, aveți îngerul păzitor alături. Vă împăcați cu persoana iubită, vă împăcați cu o situație, văd lucruri care vă sunt menite, vă sunt sortite, sacrificiile pe care le-ați făcut în tot acest timp care v-au dat mari bătăi de cap, o să vă aducă mari bucurii. Dacă nu în acest interval de timp de două săptămâni, în a treia săptămână din luna septembrie, cu siguranță veți avea parte de un miracol, de o minune, de o bucurie, o recompensă, o satisfacție, scăpați de suferință, scăpați de necazuri, de gânduri, gânduri care v-au măcinat foarte mult timp. Vi se clarifică o situație rugăciunea voastră, parcă, sau faptul că v-ați rugat din suflet, apar niște semne, apare ceva în calea voastră, dar și o împăcare sau o realizare sau o mulțumire, un echilibru în viața voastră. Dragilor, cam atâta am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!